Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. În cadrul ediției din această seară, vă propunem să călătorim în timp, înspre autenticul satului românesc, când la fiecare gospodărie se cultiva cânepă. Astfel, alături de invitații acestei ediții, Leontina Prodan și Alexandru Pop vom vorbi despre cânepă, despre cultura cânepii și despre ziua cânepii. Așadar, bine v-am găsit la noi în platou și bine ați venit! Vă mulțumim pentru invitație, bine v-am regăsit! Pentru începutul emisiunii, v-am rugat să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Da, sunt născută aici, în județul Sălaj, în satul Gâlgău al Mașului, un loc deosebit, nu numai pentru că m-am născut acolo și mi-am petrecut copilăria și îmi trăiesc cele mai frumoase zile de concediu sau de câte ori mă întorc acasă de unde sunt. Locuiesc la Timișoara de foarte multă vreme și acolo îmi desfășor activitatea, dar prin toate activitățile pe care eu le fac, le fac cu gândul acasă și tot ce știu să fac, să știți că am învățat aici acasă la mine, de la părinți, de la părinții bătrâni, așa spuneam pe vremuri, tata bătrân, mama bătrână, și știu multe de la ei. Dacă Leontina Prodan este de-a noastră, este sălăjancă, Alexandru Pop este un drag invitat de prin Sebiș, din alte părți, dar totuși împărtășind aceeași dragoste pentru cânepă. Bine v-am găsit! Bună seara, vă spun și eu și vă mulțumesc pentru invitație în cadrul acestei emisiuni. Mă numesc Alexandru Pop, m-am născut, am crescut, am copilărit în orașul Sebiș, din județul Arad. Dintotdeauna am iubit foarte mult tot ceea ce înseamnă viață de țăran, tot ceea ce înseamnă cultură românească și tradiția țăranului român. În prezent sunt student al Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara, masterand în anul întâi. Am terminat în prima fază Facultatea de Tehnică Dentară. Dacă vorbim de cânepă, pentru că vorbim despre cânepă cu dragi ai cânepii, persoane atașate de această plantă, ne puteți spune, vă rog, ce înseamnă pentru dumneavoastră cânepa? Cânepa a devenit, de multă vreme, a devenit un simbol pentru tot ceea ce s-a întâmplat în satul românesc. Pentru că nu era gospodărie în care să nu existe cânepă, pentru că această plantă a îmbrăcat poporul român. Ea era nelipsită acolo unde omul își întemeia familia, era și cânepă. Pentru că din cânepă foloseai toată planta. Îți făceai haine, puteai să folosești pozderii pentru lemn, puteai să construiești case cu cânepă și s-au făcut case de mii de ani din cânepă. Și iată, a venit o vreme în care am pierdut-o. Am pierdut cânepa pentru că a fost interzisă, pentru că, să nu spun chiar interzisă, poți să cultivi cânepă, dar atât de multe demersuri sunt de făcut și atât de multe drumuri trebuie să faci până obții o autorizație, încât chiar ești nevoit să renunți. S-a descurajat. Da, într-adevăr. Rămâne așadar să vorbim cu nostalgie. Dumneavoastră, în calitate de artist, cum vedeți cânepa? Ce înseamnă pentru dumneavoastră cânepa? Eu văd această plantă ca fiind un dar de la Dumnezeu. O plantă minune, pot să spun. O plantă care ne hrănește, o plantă care ne îmbracă și nu în ultimul rând ne adăpostește. Să știți că din această plantă se construiesc case și sunt chiar foarte rezistente și sănătoase. Având în vedere cele spuse de dumneavoastră despre cânepă, nu pot să nu remarc faptul că ați dedicat de asemenea o zi cânepei, ziua cânepii, un eveniment care se află la a doua ediție. Ne puteți spune câteva cuvinte despre acest eveniment? Da, eu cultiv la Gâlgău al Mașului de 3 ani cânepă. Anul trecut m-am gândit că ce-ar fi să o aniversăm, mai ales sărăcuța de ea, a fost abandonată, a fost interzisă și i-am organizat o primă ediție de sărbătoare. Și pe mine m-a surprins amploarea evenimentului. Nu m-am așteptat ca așa de multă lume să vină. Și mai ales că
Multe femei din sat m-au ajutat când am cules in și cânepă. A fost în perioada și este perioada postului Sfintei Marii, pentru că Dumnezeu așa a rânduit lucrurile după ce culegeau grâu și până se culegea mălaiu, era o perioadă așa de așteptare și atunci numai bine aveai vreme de cânepă. Să o culegi, să o duci la vale, să o suci, să o melițezi, după aia iarăși venea vremea cu altceva de lucru și pe la sfârșitul toamnei, când toate erau adunate de pe câmp, începea postul, post în care oamenii se întâlneau să lucreze cânepa. Și aici este foarte importantă cânepa, pentru că oamenii socializau foarte mult. Dacă nu aveai cânepă, nu puteai să mergi cu lucru undeva. Nu puteai să te duci la o șezătoare. N-aveai cu ce să te îmbraci. Și asta era foarte important într-un sat. Să știți că aceste lucruri făcute din cânepă, vorbesc de veșminte, erau criterii prin care fetele se măritau. Băieții nu-și alegeau orice fată, dacă știa toarce, dacă știa țese, știa coase, se îmbrăca frumos. Pentru că femeia trebuia să-și țină casa, să-și îmbrace familia, copiii, bărbatul, să-i asigure un trai decent. Deci prin muncă. Vorbiți de persoane care țes. Credeți că în zilele noastre se mai țese? Da, pentru că noi țesem. Cum să credem? Noi țesem. Țesem și la Timișoara. Să știți că Alex are război de țesut la cămin. Noi avem război de țesut la asociația unde ne întâlnim. Noi organizăm șezători de peste 10 ani la Timișoara. Avem o asociație culturală Tradiții Identitate și Identitate, care ne întâlnim săptămânal, avem și cenaclul literar. Să știți că cei care știu să țese, știu și să cânte frumos, știu să recite frumos, știu să scrie frumos. Avem un cenaclu literar numit Anotimpuri și realizăm lansări de carte. Uite, am uitat să aduc, pare rău, să știți că am editat prin asociația noastră culturală cartea Du-te dor și vină dor, o culegere de folclor sălăjan a domnului Ștefan Goanță, care a trăit și a fost și este căsătorit cu dânsul, a plecat acum 3 ani dintre noi, dar soția dânsului, Irina Goanță, este din Gâlgăul Mașului și locuiește acum în apropiere de Timișoara, unde și ea organizează tabere pentru copii, ateliere de lucru. Folclorul și cânepa, dar și tradițiile sunt importante pentru noi. Sunt importante în sălaj, sunt importante lângă Timișoara, pretutimpundeni, probabil în țară. Totuși, nu pot să nu remarc un inedit. Cum dumneavoastră ați reușit a țese? Așa cum am spus de la început, am iubit dintotdeauna tot ceea ce înseamnă viața de țăran și preocupările țăranului român. Având în vedere că această plantă, această cultură de cânepă era o preocupare de bază în gospodăria țăranului român, mi-am dorit foarte mult să cunosc această plantă. Și cred că de mic am vrut să cultiv și să cunosc planta asta, doar că abia anul trecut am reușit, datorită demersului și autorizațiilor care se impun pentru a putea semăna cânepă. Așa că câțiva ani la rând am semănat in. Procesul tehnologic este același în cazul inului ca și în cel al cânepii și anul trecut am reușit să seamăn cânepă. După lungi demersuri. Am înțeles că dumneavoastră ați învățat singur să folosiți un război de țesut. Un război de țesut care ne-l amintim probabil din moș străbun. Dacă veniți la noi la Gâlgău, să știți că avem un război extraordinar de frumos. Acum, ieri, Alexandru a montat acest război de țesut și eu de-a lungul anilor am stat de vorbă cu sute de persoane în vârstă. O localitate din care provin este înconjurată de foarte multe sate și le-am colindat cred că pe toate. Am stat de vorbă cu sute de persoane în vârstă încercând să mai dezgrop acest meșteșug. Dar având în vedere faptul că nu se mai țese în zona noastră de ani de zile, mi-a fost foarte greu să dezgrop acest meșteșug și tehnicile, astfel că în mare parte am fost nevoit să fiu autodidact. Dar fiind foarte pasionat de latura asta, am reușit să deprind acest meșteșug și să-l stăpânesc. Da, vă felicităm. Bineînțeles, în zilele noastre, țese nu este doar un meșteșug.
Nu este doar o tradiție, este o parte a culturii noastre, a identității noastre ca români. Ne amintește de ce am fost. După părerea dumneavoastră, ce este esențial, dacă ar fi să vorbim despre asociația Actis? Ce ne aduce și cu ce ne face mai bune această asociație? Această asociație a fost o necesitate ca să o înființăm, pentru că noi astfel de activități aveam și înainte. Dar oarecum am intrat în legalitate, pentru că organizam foarte multe activități, am avut și festivaluri organizate de noi în colaborare cu școlile. De exemplu, la Timișoara aveam festivalul Inimă de Copil, ocazie cu care organizam ateliere de lucru cu copiii, chiar de croșetat, de tricotat, facem jucării cu noduri. Și această asociație a reușit să adune oameni, să-i selecteze, că e o selecție până la urmă. Vine la o șezătoare cineva care se gândește la părinți, la bunici, la sat. Că dacă îi spui un club, sigur că nu te duci cu gândul că lucrezi ceva sau înveți ceva să lucrezi la un club. Dar când am spus șezătoare, fiind doar oameni interesați și iubitori de... Da. Și am lansat niște site-uri cu Banatul Coaseie, apoi au apărut și alții cu Oltenia Coaseie, Dobrogea Coaseie, și am deschis șezători și în alte localități, chiar la Ineu, aproape de Alex, la Arad, la Făget. S-au deschis foarte multe șezători pe Facebook, figurează o șezătoare națională și este un curent de întoarcere spre identitate. Asistăm într-adevăr la o reînviere a tradiției și a dezgrupării. Tocmai în acest sens doresc să vă întreb. Cum reacționează lumea când aude, vă invit la o șezătoare? Nu, noi nu invităm pe nimeni, de fapt. Noi organizăm șezătoarea și lumea vine. Ce interesați, ceilalți da, nu. Avem o prietenă, o cunoaște și Alex, Voichița de la Mal, din Oțelul Roșu. Da. M-am trezit cu ea într-o zi la șezătoare, nu o cunoșteam, zic, de unde veniți? Păi, zice, vin de la Oțelul Roșu. Păi zic, e departe, 150 de kilometri. Păi, zice, la noi nu organizează nimeni așa ceva, așa, păi mi-a fost tare dor. Și îmi spune, nu mă pot culca până nu cos un pic, zice, și după ce îmi termin toată treaba, mă apuc și cos ca să mă pot relaxa, asta mă relaxează. Deci să știți că este o bucurie a muncii pe care noi am uitat-o și noi, din păcate, nu mai știm cum să o transmitem copiilor noștri, să se gândească cu bucurie la muncă și cu plăcere și să simtă faptul că ei au făcut ceva, au creat ceva. După părerea dumneavoastră, munca creează. Deci, probabil, cultura de cânepă presupune și un proces de creație, presupune un proces de a... Sigur. Ea stă la baza obținerii a multor lucruri. Peste 2500, cred că, de întrebuințări are. Deci, e singura plantă utilizabilă 100% și în domenii atât de diferite. De exemplu, uitați, eu am aici un afiș, Ziua Cânepii, vedeți, noastră. Ea... Pentru că amploarea de anul trecut a fost așa de mare, această zi a cânepii va fi pe durata a 2 zile, în 5 august, la Jibou, la Grădina Botanică, unde avem o sală de conferință pe care o punem la dispoziția participanților. Va fi o dezbatere și sesiuni de comunicări științifice. Noi am invitat și autorități. Va fi prezent și domnul prefect, ne-a comunicat că el va fi prezent și noi am invitat și autorității din Guvernul României. Sperăm să ne onoreze cu prezența domnul Dacian Cioloș, domnul Achim Irimescu și domnul Vasile Dâncu. Au fost invitați, nu avem o confirmare precisă a prezenței dânșilor, cunosc evenimentul, pentru că noi am făcut foarte multe demersuri pentru relansarea a culturii și prelucrării cânepii și în sistem gospodăresc și în sistem industrial. În sistem industrial este mai ușor pentru cei care au bani mulți și reușesc să obțină finanțări și aceia nu sunt români în special. Din păcate. Și atunci am spus, mergem și pe varianta de sistem gospodăresc, pentru că este normal că dacă ai nevoie de semințe de cânepă, de ce să le cumperi din comerț? Toate sunt importate din China. Și din Franța, pe alocuri, dar în special în China. Să știți, nici chinezii nu cultivă în sistem industrial. Ei sunt organizați într-un fel de cooperative, au multe puncte de colectare și să știți că există și la noi o firmă mare de procesare a cânepii care procesează 5 tone de sămânță de cânepă pe săptămână
Și de atunci, de ce să nu avem cânepă românească? Pentru că calitatea produselor... De ce considerați că nu avem cânepă românească? Păi nu avem din cauza legislației. O lege proastă, care distruge o industrie. Noastră știți că eram cei mai mari cultivatori de cânepă și de procesatori de cânepă. Deci nu o cultivam și o balotam și o trimiteam în altă țară. Noi am avut cea mai performantă tehnologie de filare a firului de cânepă, doar noi și Japonia. Apoi am avut cea mai mare fabrică la Timișoara, în județul Timiș, de obținerea acestor plăci pentru mobilă, care 85% din produsele obținute din cânepă mergeau la export. Gândiți-vă că am avut aici la Zalău integrată de ADN și cânepă. Eu am fost odată acolo în fabrică și nu mi-a venit să cred ce lucruri se făceau. Se făceau modele românești, se exportau în America, 85% din producția lor mergea acolo. Și erau din cânepă și din in. Am avut atâtea topitorii, nu? La Someșodorhei, lângă Jibou. Și se cultiva cânepă și in, se colecta, era un sistem integrat și ajungeam la cele mai valoroase produse din in și cânepă. Pentru că au niște proprietăți extraordinare. Personal, cred că această cultură reprezintă o amenințare pentru foarte multe industrii. V-am zis, de are ce? Peste 2500 de utilizări. Ne puteți da câteva exemple de utilizări, grosomodo, așa? De exemplu, nu, să știți, și pentru industria auto. Da. Pentru că se face plastic din cânepă. În 1930, Ford a realizat automobilul din plastic de cânepă și cu combustibil de cânepă. Hârtie. Nu mai vorbim de latura sănătății. Pentru industria farmaceutică, cred că ar fi cea mai mare... sau cel mai mare pericol. Și în alimentație, uleiul de cânepă are omega-3 și omega-6 în echilibru perfect, ceea ce nu găsești în orice altă plantă. Să nu mai spun frunzele de cânepă, au siliciu organic. Știți dumneavoastră, cânepa este cea mai veche plantă cultivată pe pământ. Sunt elementele din tabelul lui Mendeleev, toate se regăsesc în cânepă, în frunze, în tulpini, în sămânță. Hainele de cânepă sunt cele mai sănătoase. Dacă tot purtăm o cămașă de cânepă. Și cunoscut. Filtrează razele ultraviolete. Dacă s-au făcut cercetări și studii și s-au ajuns la concluzia, dacă 10 ani de zile nu speli un ștergar de cânepă, nu dezvoltă bacterii. După 10 ani încă nu dezvoltă bacterii? Nu, de ce credeți că are aceste proprietăți? Asta nu știm, dar s-au dovedit. Este un dar de la Dumnezeu, eu așa zic. Cu alte cuvinte, cânepa este un dar de la Dumnezeu. Este și sănătate, nu știu, aș pune în dreptul cânepii sănătate. Să știți că frunzele de cânepă, prin vibrație și au o proprietate prin care respingi insectele. Da, resping insectele și absorb efectele radiațiilor. Acum, în Italia, de exemplu, acum se cultivă cânepă doar pentru regenerarea solului. Dezintoxicarea solului. Dacă numai am pune cânepă, să nu mai lăsăm pământurile astea pustii și năpădite de scai și... Da, este singura plantă care sufocă toate buruienile. Și 5 ani de zile nu mai ai nevoie de pesticide și... Nu? Da. Să știți că la culturile de bumbac, de exemplu, se folosesc peste 51% din producțiile de insecticide și pesticide la bumbac. La cânepă nu este nevoie de asta. Și de aceea eu merg pe dezvoltarea sistemului gospodăresc de cultura cânepii. Nu este ușor. Nu este ușor să cultiv cânepa. Nu, de cultivat probabil este nimic ușor. Nu este ușor. Da, acum noi, oamenii s-au învățat mai comozi. Noi auzim comentarii foarte multe în jurul nostru și nu apreciative. Chiar astăzi, soțul meu, la magazinul din sat, a fost abordat și a spus, dar ce vreți, domnule, cu cânepa? E așa de greu, ne-om întoarce să lucrăm noi, nu mai lucrăm în veci cât e de greu de lucrat. Pentru că e mai ușor de obținut un ajutor social, te mulțumești cu 200-300 de lei, în loc de a merge să câștigi poate 1000 de lei, dar trebuie să lucrezi pentru asta. Dumneavoastră spuneați, mă scuzați, o scurtă precizare, dumneavoastră spuneați că trebuie să găsim frumosul în a lucra pământul, frumosul în agricultură, cu alte cuvinte. Da, dar pentru asta trebuie educație. Nu avem nici legislație, nu avem nici învățământ. Dumneavoastră ați cultivat cânepă. A fost ușor, pentru primul an cel puțin.
A fost puțin mai dificil pentru că a fost drumul nebătătorit. De ani de zile nu se mai... Greu a fost până a obținut autorizația, după aceea nu cred că a fost greu, nu? A fost o plăcere. Într-adevăr, este un drum lung și destul de anevoios până la obținerea îmbrăcămintei, de exemplu, dar este frumos și sănătos. De ce spuneți că este anevoios? Sunt mai multe etape în prelucrare? Sunt o grămadă de etape care trebuie urmate. În prima fază, primăvară, se seamănă sămânța, apoi 100 crește. De zile, după aia n-ai treabă cu ea, nu trebuie să o sape, Alex. Da, are nevoie Alex, de îngrijiri, alte îngrijiri. Apoi se culege, se leagă în mănuș, zicem noi, se duce la apă, se pune la topit. La topit se întâmplă un fenomen în care se desprinde fibra de partea lemnoasă. Se spală, se pune la uscat, apoi urmează partea de melițat, în care cânepa este zdrobită și este îndepărtată partea lemnoasă, rămâne doar fuiorul. Apoi este pieptănată, periată, toarsă, pârluită, urzită, țesută. Și durează. Și noi acum ne-am obișnuit așa să pocnim din degete, să obținem banii foarte ușor și e mult de lucru și trebuie să ai răbdare. Dar și când obții acest lucru, este minunat. Da, mie mi se întâmplă când realizez anumite țesături să stau pur și simplu și să mă uit la ele și să le admir. Simt că mă hrănesc. Ai o satisfacție extraordinară și cred că oamenii de mult asta făceau. Da, noi vă invităm să veniți la Ziua Cânepii la Gâlgăul Mașului 6 august și dacă treceți pe la mine pe acasă, în centrul satului, o să vedeți o casă cu poartă de lemn și cu sălci, pentru că avem un știubei în fața porții, un izvor, și în șură avem războiul de țesut. Să vedeți ce a realizat Alex în câteva zile de când este cu noi. Aici în sălaj. Da, și avem și alte ajutoare și toți tineri, deci pe mine asta mă entuziasmează și mă face să merg mai departe, pentru că au venit tinerii din urmă, mai avem un prieten, Sebastian Lința, el a venit din Italia, de unde a auzit că se construiește din cânepă și se construiește acolo și a spus, noi avem cea mai bună cânepă și noi vom face un experiment acum la Gâlgău al Mașului, unde avem grădina smeilor, vom experimentat de data aceasta un perete, un cofrag în care vom folosi demonstrativ cânepă cu var, prin care se obține cel mai rezistent perete. Se numește hempcrete, betonul de cânepă, care în timp se pietrifică, devine de 7 ori mai tare, mai rezistent decât betonul. Și gândiți-vă, cânepa este foarte bun izolant termic și fonic. Și vom realiza o căsuță inspirată din fagurele de albină, hexagonal. Vom face un experiment. Mai multe informații cu privire la ce se va întâmpla la Ziua Cânepii aflați însă în a doua parte a emisiunii. Încheiem prima parte a emisiunii invitându-vă, cum doamna Prodan a remarcat, la Ziua Cânepii. Telespectatori, am revenit. La finalul primei părți a emisiunii de astăzi, v-am adresat o invitație înspre Ziua Cânepii. Haideți să vedem despre ce este vorba și ce vom găsi acolo, dacă alegem să ne petrecem timpul alături de oamenii minunați care au organizat acest eveniment. Ne puteți spune câteva cuvinte despre Ziua Cânepii? Ce se va întâmpla acolo? Da, Ziua Cânepii de anul trecut am stabilit-o că va fi în fiecare an, nu contează în ce zi. Anul trecut a fost joi, anul acesta va fi sâmbătă, 6 august, zi în care este sărbătoarea religioasă Schimbarea la Față. Programul va începe în biserica satului cu slujba religioasă, cu participarea artiștilor, invitați care vor cânta în biserică alături de corul de copii al bisericii satului. Apoi, de la ora 15, în grădina Smeilor, va fi un spectacol-concert în care ne onorează cu prezența Teatru Merlin din Timișoara, este teatru de păpuși, apoi Teatru Portabil, sunt doi actori din București, trăiesc în Timișoara, de fapt,
au piesa de teatru Fata Cătanii, scrisă de domnul Ștefan Goanță, de care am mai pomenit, după legenda din sat, pentru că acel complex de stânci pe care, care este promovat comercial, să spun, sub denumirea de Grădina Smeilor, este o poveste acolo foarte frumoasă cu Fata Cătanii și vom face această piesă. Ne puteți spune câteva cuvinte despre această legendă frumoasă? Da, este, ce știu eu și o știu de la bunica mea, că era cândva o fată, avea mamă vitregă, se iubea cu o cătană și pe vremuri cătanele mergeau în armată și așa, în permise, mai veneau acasă, mai făceau câte un copil și până terminau ei armata de 8-9 ani, aveau familia întemeiată și mama vitregă nu prea era de acord cu fata ei, fata, că nu era fata ei, și tot timpul o blestema și vorbea urât despre ea și cu ea și totdeauna spunea că acolo unde te afla să te faci stană de piatră. Și într-o zi, când fata mergea la oi, la staulul de oi, mama a prins o blestemul mamei, dar există și un simbol al acestei fete a Cătanii care s-a jertfit pentru locuitorii satului. Dacă veniți la Gâlgău, veți afla din versurile populare și din piesa pe care a scris-o domnul Goanță și iată, acești tineri au preluat-o și o vor juca în fața spectatorilor. Și vă spun, eu am jucat în această piesă în 1973, eram la liceu, când aveam în sat o echipă de teatru coordonată de domnul Goanță și am câștigat locul 2 pe țară la concursul de teatru popular de la sate. Felicitări! Și urmează apoi ansamblu folcloric Flori de pe Mureș, pentru că avem o fată din Gâlgău, Almașului, care locuiește în Târgu Mureș, are doi nepoți talentați care cântă și la instrument și la voce. Leontina o cheamă și pe ea. Și vin cu întreg ansamblu Flori de pe Mureș. Ansamblurile noastre sunt plecate în Grecia, în turneu, așa că am completat cu alți invitați. Apoi avem o muzică din Spania, fiica mea împreună cu prietenul ei, vor cânta la un instrument foarte interesant, hang drum, cum zice Alex la Fedeu. Apoi avem invitații speciali, care și anul trecut ne-au încântat cu un concert Fata din Grădina Smeilor. Este vorba de formația Ad Hoc Medieval, unde Sergiu Corbu Boldor este din Hida și a petrecut foarte multe vacanțe printre stâncile din Grădina Smeilor. Așa că aveți ce vedea. În afară de asta, este pentru prima dată când am invitat meșteri populari din zonă, din Var, din Surduc, din Solona, din Drag, doamna Eva Tugăl cu țesături, apoi meșterii din Var cu nuiele. Și chiar mi-au spus, zice, uite, de noi de când facem nuiele? Și moși de strămoșii noștri, așa ne-am pomenit că noi facem coșuri, zice, dar la noi nu se organizează. Păi da, ei trebuie să organizeze, că venim și la sărbătoarea nuielelor și a coșurilor împletite. Pentru că acolo a fost o tradiție extraordinară. Să știți că au avut pe vremuri contracte cu Ikea, chiar patronul de la Ikea, cel mare, a fost în Var și a negociat acolo prețuri și contracte cu cei din Var pentru împletituri. Extraordinar a fost. Anul trecut am lansat Păpușa Cânepii. Avem niște prieteni, familia Racu din Chișinău, care și ei locuiesc în Timișoara, el își pregătește doctoratul în fizică și soția lui cunoaște tehnica păpușilor cu noduri și am lansat anul trecut Păpușa Cânepii cu noduri. Nu se folosește acum. E o tehnică foarte interesantă și eu chiar acum câteva zile am organizat o șezătoare pe o ploaie, că am zis nu vine niciun copil cât de tare plouă. Și totuși am avut 10 copii la atelier cu Păpușa Cânepii. Apoi o să avem și atelier de pirografură, de pictură de pe plase, broderie și cusături cu femeile din... Avem și tir cu arcul și lupte medievale. Avem o mulțime de evenimente pentru toate vârstele și pentru că sunt fiecare dintre ateliere creative. Și apoi, să nu uit, cel mai important lucru pe care îl lăsăm în acest an este Casa Cânepii, împreună cu doamna Ileana Mavrodin, arhitecta de la Casa Verde, care acum câțiva ani a câștigat un premiu, cea mai frumoasă căsuță verde din lume.
Noi am fost, eu personal am fost acum 2 ani la un workshop la ea, la Casa Verde. Anul acesta un alt băiat care activează în asociația noastră, Sebastian Lința, a fost la un workshop. Doamna Ileana Mavrodin, sper să ne onoreze cu prezența, are mici probleme cu nepoții, dar sperăm să vină. Oricum ea va coordona acest proiect. V-am spus, este, va fi o căsuță experiment realizată pe un pământ al mamei mele, acolo aproape de grădina zmeilor. Probabil vom organiza și ne dorim să organizăm și noi workshop-uri cu aceste căsuțe de cânepă în viitor, după ce vom arăta, de fapt, cum pot fi, vor avea acoperiș verde, totul va fi de acolo, din locul respectiv, și piatra, doar că trebuie să folosim var. Fiecare zid va fi făcut cu altă compoziție de var și puzderie de cânepă, tocmai ca să vedem care este cel mai bun, cel mai rezistent. Acest experiment va putea lansa aceste construcții de bio-construcții din cânepă. În acest moment vorbim foarte mult despre construcții bio, despre o casă bio, despre a ne alege pentru viața noastră, a ne apropia cât de cât de natură, a locui în case construite din materiale ecologice. Este și un program al Guvernului cu Casa Verde și chiar vine în întâmpinarea noastră. M-am bucurat foarte mult că în acel program se pomenește de izolații de cânepă. Deci iată că au auzit și guvernanții noștri despre cânepă și asta este un semn bun. Și putem să cultivăm cânepă. Există o ordonanță de urgență pe care domnul Cioloș a inițiat-o împreună cu guvernul de tehnocrați. Ea încă se mai plimbă prin Parlament, n-a fost încă semnată, dar acolo se prevede și cultură de cânepă în sistem gospodăresc până în 15 ari. Vor fi mai puține demersuri de făcut și sperăm să se mai și mai simplifice. Înainte erau niște solicitări care nu-și aveau rostul, dar acum revenim, va fi ușor să cultivăm cânepă. Chiar anul acesta, asociația noastră a cumpărat cânepă și în, cred că 27 de locuri în țară se cultivă cânepă prin asociația noastră culturală, care are un proiect așa de suflet, nu-i finanțat de nimeni. Este un proiect, se numește Drumul Linului și Cânepii. Chiar pentru Ziua Cânepii, Sebastian Lința și cu Alexandru Damaschin, care a mai fost prin Sălaj și ne-a mai ajutat la promovarea imaginii turistice a noastre, au lansat pe platforma Creștem Idei, a provocat societatea civică să contribuie la acest eveniment. Pentru că eu îmi permit o dată, hai de 2 ori, din pensie acum, dar el trebuie să continue și să fie preluat și comunitatea să se implice. Într-adevăr, și tinerii continuă. Nu pot să nu precizez faptul că Alexandru Pop a fost implicat în acest proiect și a fost vocal în ceea ce privește acest proiect al drumului inului și a fost primul cultivator de cânepă, să știți, după mine. Da, observ și eu o sete a generației noastre după autentic, după identitatea noastră națională. Și fapt care mă bucură foarte mult. Am înțeles că a fost de asemenea o serie de documentare cu privire la revitalizarea culturii de cânepă. Da, v-am zis că am stat de vorbă cu sute de persoane în vârstă și subiectele pe care le-am dezbătut, unul dintre aceste subiecte era și cultura de cânepă. Și am încercat să culeg informații despre cum se lucra odată cu această plantă. Alex are un documentar făcut de el, lucrez o șezătoare, încă, da. De anul trecut am început la realizarea, să lucrez povestea la realizarea cânepii. Unui documentar, da. De la sămânța de cânepă până la costumul popular. Vreau să redau imaginea satului de odinioară cu tot ceea ce implica în realizarea acestui. Ce vreau să vă spun, la consultările pe care le-am avut la București, la Ministerul Agriculturii, am fost cu Voichița Groza și Iosif Ciunterei. Sunt cunoscuți ai județului Sălaj pentru că au emisiuni foarte importante și prezintă emisiuni de folclor. Da, Iosif este student la etnologie, Voichița este cercetător, apoi am avut un expert cu noi de la fosta integrată de înși cânepă de pe vremuri de la Balotești, care acum creează pânza topită. Deci, pe care noi ne refacem costumele populare pentru că toată țara coasă ie. Dacă intrați pe un site, e semne cu sute. Este o doamnă incredibilă, Ioana Corduneanu.
relansarea ei și, dacă îmi permiteți, promovarea ei este importantă pentru noi românii și mă bucur și eu să afirm că tânăra generație a început să poarte ei, să se mai... Și în Sălaj s-a format un grup la Centrul de Cultură de refacere a patrimoniului de costum popular din Sălaj. Și în fiecare județ există o astfel de mișcare. Toți doresc să-și refacă și să se identifice prin costum, prin țesături, prin simbolistică, prin structura costumului. Foarte interesant. De asemenea, aș dori să precizez o faptă pe care dumneavoastră m-ați lăsat cumva să-l observ. Faptul că Sălajul nostru își cheamă înapoi pentru câteva ore sălăjenii plecați în alte părți și împreună organizează acest moment artistic de sâmbătă. Totodată am înțeles că există și niște comunicări științifice menite să promoveze această revitalizare a culturii de cânepă. Despre ce este vorba? Unde va avea loc evenimentul? Da. Dacă ne puteți spune mai multe. Va fi vineri, vineri de la ora 9 la Grădina Botanică din Jibou. Va fi întâlnirea cu specialiștii, să nu spun toți, dar cei mai mari specialiști în cultura cânepii. Și aici aș vrea să-l amintesc și pe domnul Valeriu Tabără, pe domnul Avram Fițiu de la Universitatea din Cluj. Domnul Tabără este Universitatea din Timișoara. Apoi avem pe doamna Cecilia Sârghe de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Avem pe doamna Caterina Ailiesiei din Universitatea din Iași. Iată că toate institutele de cercetare și de... Ca atare, aș putea spune că specialiștii ne vor spune mai clar. Plus cercetătorii care ani de zile s-au ocupat de menținerea sămânței. Și aici aș vrea să-l pomenesc pe domnul Constantin Găucă. Apoi avem Virginia Faur, doamna Alexandru, Ana Maria, care reprezintă nutriția și fitoterapia cu cânepă românească. Alina Varadi și Felicia Tulai. Felicia Tulai mi-a fost colegă la un master la Cluj pe alimentație și siguranță alimentară. Ea face ulei de cânepă. Nu mai spun de Alina Varadi, care spunea odată că în top 10 alimente, pe primul loc este mierea de albine și cu produsele apicole și pe locul 2 este cânepa. Și acest top nu l-am făcut noi, că l-au făcut alții. Și uite, este vorba de cânepă. Și toată lumea știe, cânepa românească este cea mai bună. Vreau să vă spun că Ivan Pațaichin, care s-ar putea să vină să ne onoreze și el cu prezența, și el are un program de relansare în Delta Dunării și vrea să-și îmbrace sportivii cu cânepă, știind că respingeți insectele, nu știm în Delta cei cu țânțarii. Apoi filtrează razele ultraviolete, protejează... Cu alte cuvinte, cânepa este esențială și are o mulțime de întrebuiințări pe care le puteți afla, bineînțeles, dacă veți asista la dezbaterile, comunicările științifice organizate la Jibou vineri, dacă nu mă înșel. Da, v-am spus că ne onorează cu prezența și domnul prefect, care a și vorbit despre acest eveniment și Grădina Botanică are și ea culturi de cânepă, să știți, revenind, de anul acesta. Revenind la valențele simbolice, nu pot să nu remarc faptul că aceste culturi de cânepă sunt promovate și revitalizarea cânepii este promovată de mulți artiști, cum spuneați dumneavoastră. Iar trebuie să dezvălui publicului nostru faptul că alături de noi în platou se află un artist, se află un interpret de muzică populară, se află un tânăr student la conservator, dacă am putea spune așa mai gros o modă, la cunoscător de și iubitor de tradiții. Și având în vedere această prezentare pe care dumneavoastră de altfel ați completat-o, aș dori să vă rog, stimabile invitat, să ne încântați cu câteva versuri dintr-o melodie. Cu mare drag o să vă cânt puțin dintr-o piesă, dragă mie. Vă rog. Crenguță de lemn uscat, la 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 la, stă norocul supărat, la 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 la. Crenguță de lemn uscat, la 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 la, stă norocul supărat, la 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 la, că l-am lăsat la părău, la 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 la, și parcă nu-mi pare rău, la 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 la, d'acum, Doamne, să nu-mi pară, la 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 la.
Că mă rog să răghe sară, la 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 la. Dacum, Doamne, să nu-mi e pară, la 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 la. Că mă rog să răghe sară, la 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 la. Să treacă măcar odată, la 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 la. Pă la mine, pă la poartă, la 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 la. Să treacă măcar odată, la 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 la. Pă la mine, pă la poartă, la 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 la. Emoționant, mulțumim tare mult! Vreau să vă spun că am fost acum câteva zile la Marin, unde s-a refăcut o nuntă tradițională și așa... Cred că este bine să amintim aici și pe Patricia Toma. Da. Ea a fost mireasa anului la Marin. Cea care a demarat acest eveniment. A fost deosebit și Alex a cântat. El n-a fost trecut în program, dar pentru că ne aflam acolo... Și pentru noi a fost o surpriză extraordinară să aflăm înainte de această ediție a emisiunii că Domnul ne poate încânta și ne poate emoționa. Așadar, rămâne să ne gândim cu drag la cânepă, cânepa promovată de artiști, revitalizarea cânepii și ziua cânepii adusă în fața noastră de artiști. Ne emoționează faptul că putem vorbi de cânepă, putem să ne amintim de literatura noastră, literatura autentică românească. Ce mai spune din când în când de cânepă? Fuga lui Nică prin cânepă atunci să scape și el de marile, marile probleme care apar când furcireșe. Dar să nu uităm faptul că a fost cânepa și probabil este o parte a identității noastre românești. Cu siguranță. O muncă greoaie, dar... Să știți, cânepa a ținut familia unită, pentru că nu o putea cultiva nimeni singur. Dacă bărbatul trebuia să are ogorul, femeia trebuia să păstreze sămânța pentru anul următor, copiii în joaca lor ajutau, dar și învățau. Noi învățam foarte mult. Eu, tot ce știu eu este ce am învățat în satul meu. Lăsăm aceste cuvinte să încheie această emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Cu mare drag. Da, mulțumim. Stimați telespectatori, o seară plăcută în continuare. Noi ne revedem și data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Până data viitoare, toate cele bune!